Ai avut vreodată ofertă de la rivala Steaua? Da, am avut. Am avut, dar n-am... Când? Mai știi când? În ce an? Păi am avut și... Acum, când m-am întors în țară. După primul an la... Viitorul. Nu, la Oțel. Ah, la Oțel. Da, și am avut ofertă de... Chiar când a venit Mirel la echipă. Ah, păi și de ce n-ai acceptat? Cred că ar fi fost interesant. Sau te simți din amovist? Nu neapărat că mă simt din amovist, dar... Nu știu, e și chestia asta cu Gigi, cu... A, care, nu ești genul care să accept să fii criticat. Nu că nu este. Nu accept să fiu criticat, că nu sunt, v-am zis, nu am fost perfect, dar nu sunt adeptul la, nu știu, la... Stilul patronii, cu să bage... Să intervină. Da, să intervină și asta. Pentru că, bine, nu știu, de mi se pare la tine. Dar până la urmă, da. Echipa dânsului, el face ce crede el că e mai bine. Însă eu am considerat că... Că nu ești compatibil cu stilul ăsta. Da, dar acum, uitându-te în urmă, îți spui din când în când întrebarea, dar cum ar fi fost, poate, dacă m-aș fi dus la FCSB? Nu mi-am pus, pentru că... A, deci ești împăcat cu tine că nu ai acceptat o da. Nu, adică nu... Eu toată perioada mea, adică nu regret absolut nimic ce am făcut, mai ales în viața de fotbalist. Am mers cum am considerat eu că e mai bine și am mers să joc unde am fost dorit, unde am fost iubit și unde am vrut și eu să merg. Bine, și Dinamo te-a mai dorit după ce te-ai întors în țară? Au fost niște discuții? Da, au fost discuții, însă atunci a fost și, nu știu, o promisiune de-a mea făcută cu câteva luni în urmă, cu Viitorul. Și ai promis lui Hagi. Da, am promis lui Hagi că merg acolo și, na, am vorbit ceva, adică eu așa sunt, vorbesc ceva, merg... A, deci dacă n-ar fi fost promisiunea făcută lui Giga Hagi, poate, ai fi ajuns din nou la Dinamo. Dar a fost și această promisiune, plus că eu îmi doream foarte mult să lucrez cu... Dacă cu Hagi. N-am avut norocul să joc cu el la, nu știu, la echipa națională. Măcar să lucrez cu ca antrenor, ca antrenor jucător. Și cum a fost experiența cu Hagi? Foarte ok. Da. Pentru că mi se pare un antrenor foarte, foarte complet. Da, mulți poate spun că încă nu e ce, dar părerea mea și o mențin, e un antrenor care am învățat foarte multe de la Giga Hagi, antrenor. Și chiar mi-a făcut mare plăcere că am fost acolo.